Bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Profesorii au suspendat greva, după cum ați aflat încă de ieri, după 4 săptămâni de proteste. Decizia a fost luată după consultarea liderilor organizațiilor sindicale FSLI și Spiru Haret. Iată că copiii s-au întors astăzi la școală. Nu știm dacă toți o să aflăm în această seară. Invitatul nostru este domnul profesor Mihai Pop, inspector școlar general la ISJ Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine m-am regăsit! Vom avea intervenție telefonică și cu doamna Ioana Petreuș, președinte al Sindicatului Liber de Învățământ Maramureș, asta în partea a doua, să vedem și punctul de vedere al sindicatelor, dar sunt și alte probleme din sistemul de învățământ pe care le vom dezbate astăzi. Începem întâi cu aceasta, care e cea mai arzătoare. Ieri, așa, cu mare rapiditate, s-a anunțat că elevii se vor întoarce la școală. Pe anumite grupuri am primit și noi mesaje, le-am văzut, profesorii erau încă nemulțumiți, sindicaliștii la fel, nu toți au agreat această idee, dar greva a trebuit suspendată, iar dacă nu vor fi mulțumiți, în septembrie vor reîncepe greva. Ce ne spuneți, domnule inspector, despre toate cele 4 săptămâni? Au fost 4 săptămâni, am o laringită care văd că nu mă lasă. În cele 4 săptămâni au fost săptămâni nu simple. A trebuit să ținem cât am putut de mult echilibru și să încercăm să nu antagonizăm și mai mult colegii. Pot să spun că am fost bucuros ieri când am văzut că s-a ajuns la un compromis și sindicatele a dat în prima fază un comunicat prin care suspendă greva, iar apoi pe finalul zilei ne-am întâlnit și cu colegii din minister și am avut o videoconferință în care am clarificat ce mai era de clarificat, iar apoi ne-am întâlnit și cu colegii directori și am stabilit clar că de azi dimineață toată lumea se întoarce la clasă și nu am semnale până în acest moment că greva a continuat în vreo școală din Maramureș. Deși colegii am înțeles că nu sunt pe deplin mulțumiți, toată lumea s-a întors astăzi la catedră și orele s-au desfășurat, sper eu, din nou, normal. De ce spuneți că sperați? Ați avea îndoiel că nu s-a derulat conform procedurilor? Nu am îndoiel pentru că cred în seriozitatea colegilor noștri. Acum noi am discutat ieri și am rugat ca aceste 4 zile, care sunt ultimele 4 zile din anul școlar, să se facă cât se poate de serios. Multe școli au agreat inclusiv varianta de a recupera o parte din orele pierdute. Noi am recomandat să încerce pe cât se poate și cât posibil să facem și festivitățile de final de an, dar să le facem, dar în așa fel să le facem cât să nu perturbăm perioada acestor ultime 4 zile de cursuri și mulți au reacționat la rugămintea noastră și vor organiza cursurile festive după amiază sau sâmbătă dimineață. Înainte de a vorbi cum se vor derula următoarele zile, puține câte mai sunt de școală, aș vrea să ne spuneți zi de zi ce s-a întâmplat la inspectorat și cum a fost comunicarea cu directorii de școli. Deci am fost în contact permanent, cred că zilnic ne-am văzut în videoconferințe și am discutat de fiecare dată lucrurile pe care avem de făcut și pe care putem să le facem și totdeauna mesajul a fost să păstrăm echilibru și să nu lăsăm colegii care au făcut grevă să intre în conflict cu cei care n-au făcut grevă sau diferite alte situații. Ați avut o situație pe zile, câți fac grevă și unde se desfășoară cursurile? În fiecare zi colegii. Și cum au fost împărțiți cei care nu erau la școală? În Maramureș, cifra colegilor care au făcut grevă a fost aproximativ constantă, cu o scădere zilnică undeva la 70 de persoane. Acum, în luna iunie, după 5 iunie, când am revenit la cursuri, am avut o creștere, dar n-a fost o creștere spectaculoasă, o creștere așa progresivă și această descreștere a colegilor care n-au făcut grevă a fost pentru că, în special la colegii din auxiliar, care s-au întors la muncă mai repede pentru a putea pregăti salariile care trebuie date de fapt mâine. Mâine este 14 și vom primi salariile așa cum sunt ele, întregi sau diminuate în funcție de cei care au făcut sau n-au făcut grevă.
Dar contactul cu directorii a fost permanent? Dar avea obligația să vă raporteze, sau să vă raporteze, sună cam dur acest cuvânt, să vă transmită în fiecare zi, fiecare director de școală, cine face cursuri și cine nu? Numeric n-a fost o obligație, dar toată lumea s-a achitat de această sarcină, pentru că aveam și noi nevoie de a avea o centralizare pentru a putea să nu greșim la momentul în care se vor acorda salariile. Pentru că, până la urmă, sunt bani publici, dreptul la grevă a fost respectat, colegii care au făcut grevă au știut că nu sunt remunerați pe perioada grevei și au somat acest lucru și nu puteam să nu avem un control la acest lucru, pentru că e vorba de bani și trebuie să gestionăm banii publici conform legislației în vigoare, care este foarte clară din punctul acesta de vedere. Câte cadre didactice au fost la școli în această perioadă, pe timpul grevei? Deci, undeva la... Suntem 7.000 în total, undeva la 800... 700 de colegi am avut. Și undeva 10%, da? Nu, procentul a fost cam 30%, 70% a fost în general procentul celor care au făcut grevă în Maramureș. Deci 30%, dacă facem în medie, au fost persoane care nu au fost în grevă. Și situația acestor colegi a fost, din punctul nostru de vedere, foarte clară, în sensul că noi am stabilit și am recomandat colegilor directori că de la începutul grevei să facă decizii și să gestioneze zilnic situația acestor colegi. Adică dacă nu pot să intre la cursul normal, pentru că nu au avut elevi care n-au venit din cauza grevei, măcar să-i ajute la supravegherea acestor copii. Și cea mai mare parte, colegii care au venit la școală în această perioadă, s-au asigurat de siguranța copiilor care au venit la școală. Da, au mai fost unii care au ținut orele. Unii care au ținut ore, profi de română și de matematică și de materiile pentru... La învățători a fost mai simplu. La învățători a fost simplu. Dacă colegul învățător n-a intrat în grevă, copiii au venit normal la clasă și ei n-au fost afectați deloc. Profesorii de matematică și de română și de celelalte materii de BAC, și dacă au fost în grevă, au trecut peste acest fapt și au făcut consultații, deci avem semnale că în marea majoritate a școlilor din Maramureș, colegii, deși au fost în grevă, au făcut consultațiile zilnic. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt clare, profesorii au demonstrat încă o dată că au demnitate și au responsabilitate. Au fost alte probleme pe care le-ați primit, sesizări din partea părinților, din partea altor angajați din școli? Nu, nu. N-am avut nicio reclamație scrisă care să menționeze că s-au făcut abuzuri. Am fost eu acuzat pe diferite canale publice că atunci când am cerut operarea în revisal a contractelor de muncă, fac un abuz. Dar a fost doar o solicitare de a respecta legislația în vigoare. De ce ați avut ieșirea respectivă? De ce a fost nevoie să cereți dumneavoastră? Pentru că sindicatul s-a simțit oarecum lezat și o să ne explice și doamna Petreuș în partea a doua emisiunii. Deci, legea este foarte clară. Ei ar trebui să cunoască legea. Și legea dialogului social și toate precizările pe care sindicatele au făcut la începutul grevei spuneau clar, contractele de muncă pe perioada grevei se suspendă. De drept, aici a fost o Bine, scăpare. Era obligația a directorilor fost... de școli, nu să suspende da, deci contractele. Eu doar le-am reamintit pe canalul nostru intern că avem și această obligație și că va trebui, că până la momentul salarizării nu vom putea să diminuăm salariile colegilor, așa cum ne-am pus de acord cu sindicate sau cum... De fapt, ne-am pus de acord, am respectat legea. Nu se pot diminua salariile fără să și scădem din edosal și revisal zilele de grevă. Și aici a fost, dar n-a fost, pentru că am discutat cu sindicatele constant,
Ne-am întâlnit de cel puțin Bine, trei ori și am... doamna Petreuș a declarat clar că a simțit o presiune din partea inspectoratului școlar, în special din partea dumneavoastră, că sunteți inspector școlar general. Am discutat de fiecare dată și după acel moment în care s-au supărat, dar până la urmă au înțeles și ei că a fost vorba decât, nu a fost vorba decât de o solicitare de a respecta legea. Noi am fost și criticați de minister că n-am făcut lucrul ăsta în prima zi de grevă așa cum legea spune. Legea există. Cine, dumneavoastră ca și inspectorat? Sau, da, deci nu am cerut colegilor și am zis că... Dar ați fost întrebat de la București deci dacă în fiecare s-au zi, contractele? În fiecare zi am avut contact și videoconferințe și cu colegii din minister, cu generale din da, țară. Asta ar fi trebuit să existe așa un lanț. Inspectorat, director, acum, să întrebați dacă s-au suspendat nu trebuie să spună nimeni, nimănui că legea trebuie era respectată. Era un fel de control sau cum? Statul de drept ne obligă să cunoaștem legislația. Colegii directori știau din start că această operare revisală trebuie făcută. Sindicatele au venit și au venit cu varianta că în cazul grevei se procedează la fel ca și în cazul foilor de boală. Greșit, pentru că există o hotărâre de guvern 905 din 2017, dacă nu mă înșel, care spune că absolut toate suspendările contractelor de muncă, cu excepția foilor de boală, se operează în revisal. Deci nu era loc de interpretare. Avem scris de la ITM, atât de la... Am vorbit și cu reprezentanții care spun, ITM spune foarte clar, legea dialogului social este clară, se suspendă cu o zi înainte de... Deși spuneau că vor face verificări doar dacă vor avea sesizări pe tema aceasta, ceea ce... Deci, o zi. Dar noi am făcut-o împreună cu doamna Petreuș și cu juristele de la sindicat. Am discutat, am făcut o simulare împreună și am văzut clar că revisalul permite să introduci prima zi. Deci a fost în data de 25 sau 26 mai când ne-am întâlnit și am intrat prin telefon într-un revisal, am suspendat un contract de muncă și s-a văzut clar, în 22 a început greva, noi am operat în 25 sau în 26. A primit prima zi aplicația, prima zi de grevă, fără să trecem ultima zi de grevă. Domnule inspector, s-a spus că faceți exces de zel. De ce? Pentru că și unul dintre sindicaliști, Adrian Voica, membru în biroul operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și responsabil cu Departamentul de Relații Internaționale, a spus în felul următor, că inspectoratele nu pot cere suspendarea contractelor de muncă pentru că nu au calitatea de angajatori. Mai mult, inspectorii școlari să nu mai fie atât de zeloși pentru că le atragem atenția că orice încercare de subminare a grevei, de intimidare, reprezintă infracțiune și se pedepsește. Nu a spus dânsul corect? Corect. Adică nu era treaba inspectoratului deci, să vadă dacă contractele sunt suspendate sau nu. Corect. Acum depinde cum vrei să vezi lucrurile. Dacă vrei să faci un subiect de preț, un subiect de canal, da, poți să interpretezi și așa lucrurile. Atunci când nu luăm măsuri și nu vorbim cu colegii directori, tot presa ne critică de ce nu discutăm cu ei. Dacă cere unui, dacă a reaminti unui coleg de nevoia, de necesitatea de a respecta legea, e un abuz, exces de zel și putem să ne suntem condamnați și să devină infracțiune cererea de a respecta legea, atunci, iertați-mă, nu cred că mai vorbim de statul de drept. Deci, chiar nu înțeleg de ce a fost atât de mare problema acest lucru, pentru că dacă eu eram de partea cealaltă, probabil că eram conducător de grevă. Și eu sunt profesor, și eu am copil, și eu am rate la bancă, deci și eu știu că salariile sunt foarte mici. Eu am fost cel care am sesizat ministerului când am văzut două fluturașe a unui director și a unui profesor și este o diferență foarte mare după modificarea legii 153 acum câteva luni. Deci niciodată nu m-am simțit că sunt în altă parte decât alături de colegii mei. Doar că prin natura funcției pe care o ocup acum, trebuia să asigur funcționarea sistemului. Atât cât mai putea el să funcționeze. Nu puteam să las colegii să-i denigreze pe colegii care au ales să nu intre în grevă. Fiecare a avut un motiv pentru care nu a intrat în grevă și trebuie oamenii au dreptul și-au asumat să... și până la urmă toți vor fi beneficiari. Că unii n-au vrut să intre în grevă și înțelegem pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt tot ratele la de bancă, situații. Unii au de prănit multe guri, așa am primit-o de la un profesor informația. Adică așa mi-a spus. Am 7 guri de hrănit. Ce să fac? Nu pot, da, corect. Da, l-am înțeles perfect. Și ca dacă, om, în primul rând. Dacă n-am avut
reclamații și n-am avut supărări și n-am avut conflicte mai multe decât efectiv conflictul de muncă în sine, poate se datorează și faptul că inspectoratul școlar a fost în permanență în contact cu colegii directori și am cerut de fiecare dată să fim alături de ambele tabere și să mediem cât putem de mult această situație, pentru că era clar că la un moment dat se va opri și lucrurile vor reintra în momentul în care ne pregăteam să intrăm în emisiune, asta de vorbă cu un elev întâmplător, da? Clasa a șasea la final. Ce v-a spus, domnule inspector? Vă las pe dumneavoastră să relatați discuția. Da, mi-a spus ceea ce le-am spus și ceea ce le-am spus ieri colegilor în ședință și colegilor director din în ședință. Să nu se întâmple la școală. Să nu se întâmple, pentru mai că exact ce le-a spus. Din păcate sunt în sistem, sunt conectat până în capătul sistemului și știu exact ce se întâmplă de fiecare dată, în fiecare moment din anul școlar și sunt criticat de oamenii din lângă mine că vorbesc prea mult și spun prea multe. Deci le-am spus colegilor să intrăm la ore, i-am rugat pe colegi să nu închidă mâine în timpul orelor mediile. Adică astăzi? Astăzi și toată săptămâna și să facem încheierea mediilor în sala profesorilor după ce intrăm și să ne ducem în astea 4 zile câte au mai rămas, cât au mai rămas din anul școlar, doar lângă copii și să facem cât mai putem din consolidarea informațiilor pe care eu sper că le-am predat până la începutul grevei. Adică un fel de recapitulare? Recapitulare, o consolidare, o readucere a mintea informațiilor pe care le-am căpătat de parcursul anului școlar și să mai facem 4 zile de școală cât se poate de serioasă. Sunt sigur că am fost criticat, au și ajuns. Da, bun. Dumneavoastră ați primit această directivă de la București, așa să nu, se derulese? Nu, așa din păcate știu cum funcționează sistemul. Știți cum funcționează și așa ați zis că e mai bine. Mă criticați de foarte multe ori, pentru că și voi știți ce se întâmplă și mi-a spus că nu se întâmplă aia, nu se fac ore acolo, iar am oprit orele la 12. Din păcate se întâmplă, mai ales că vine vara, vacanța vine peste 4 zile. Bun, ce informații ați primit astăzi? Să le spunem telespectatorilor. Că s-au închis mediile în timpul orelor, că n-am făcut ore decât până la 12, că deși am zis că face recuperare, n-am mai făcut recuperarea, probabil că va fi și trecută în planul de recuperare. Deci lucruri care asta s-a întâmplat la o școală din Baia Mare. Lucruri care, le-am încercat să le previn ieri, prin discuții cu colegii noștri, mi le-a spus fetița astăzi. Deci dacă nu știam, nu spuneam ieri de fapt, ei informații. Ce aveau de făcut pe lângă recapitulare? Să nu încheie nicio medie? Sau? Deci, media se închide, nu se închide în clasă. Pentru că dacă eu fac o activitate birocratică, nu am când să mă pregătesc. În clasă, în timpul orei, predau și am activitate didactică. Fac educație. Nu fac acțiuni birocratice. Noi avem 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână. Norma de predare este 18. Avem timp în celelalte 8 să facem acest lucru. Măcar o dată pe an. Cu siguranță că dacă sunt convins că colegii s-au supărat pe mine atunci când i-am rugat să organizăm festivitățile de premiere după închiderea programului școlar, adică după amiază, după ora 2. Ca să putem să, tocmai în ideea, să mai recuperăm ce am pierdut. Să se facă vineri. Să facă vineri sau joi, dar după finalul orelor. Și ați primit deja informații când vor fi organizate? Da, multe școli au trimis informații că le organizează după 2. Dar sunt și care n-au ținut cont de recomandarea altă și vor face. Bine. Chiar dacă n-au respectat. Nu e obligație, noi am recomandat. Noi recomandat. De asemenea, fiecare am sesizat și ministerul în discuția noastră. Am spus și i-am spus și colegilor, de fapt. Asta e o problemă pe care eu o sesizez de mult și când am fost director. Încă din 20 anul ăsta două adrese am trimis în școli prin care am cerut să fie atenți la modul de încheiere a mediilor. Să fie atenți directorii și să discute cu profesorii care au în clasă elevi amenințați de corigență. Acolo, prin diriginte sau chiar prin profesor, trebuie să trimitem înștiințări părinților acasă, să înștiințăm. Acum vine greva, a fost greva, corect, copiii ăștia n-au apucat să-și repare mediile.
mulți dintre ei mai se salvează în ultimele două săptămâni. Legislația ne obligă să avem, acolo avem situație de corigență, să avem cel puțin o notă în plus față de Și atunci, cum numărul va fi de note. gestionată această situație? Dacă... Băi, în aceste 4 zile se poate rezolva această problemă. Acoperi cât dacă nu s-a acoperit în... Da, și eu mă așteptam să nu închid medii, să fac consolidare și mâine să-l mai ascult o dată sau astăzi, în loc să închid medii, să stau cu copiii. Știți vorba aceea, nu se îngrașă porcul în ajun de Crăciun. Corect, dar totuși, corect, dar noi n-am avut ajunul. Vedere, noi avem numai ajun, Crăciunul. Da. Noi suntem în Crăciun, acum n-am avut și ajunul. Nu cumva era prea scurt acest timp ca să se facă toate aceste lucruri? Bun, dar mai poți da o șansă. Inspector. Da, e de acord. Mai poți da o șansă unui copil care a avut aceste 3 săptămâni la dispoziție, poate el a stat acasă și a consolidat materia care știm. Și asta am cerut să li se dea șansa acestor copii. Nu, vreau să spun, nu mai bine era să se mai acorde câteva zile în anumite situații mai speciale? Adică referiți la posibilitatea de a prelungi anul școlar? Cum s-a discutat la început. Sigur, foarte mulți deci părinți această, nu ar fi fost de acord. Această variantă a fost... Dar zic, pentru situațiile speciale. Ar fi fost luată în considerare de minister, mă gândesc, doar dacă greva nu se oprea în data de 16, adică vinerea viitoare. Atunci poate că se lua în considerare prelungirea. În alt fel de condiții, nu. Pentru că v-am mai spus și la intervențiile trecute, noi avem în programa școlară libertatea de a ne flexibiliza predarea, consolidarea și evaluarea. Și atunci, de obicei, până în luna mai, 22 mai în speță, marea majoritate dintre noi profi sau profesorii și învățătorii deja ne-am predat materia. Și doar partea de consolidare și de evaluare mai rămânea de făcut. Plus avem foarte multe școli care încă mai sunt în săptămâna verde sau în săptămâna altfel și acolo lucrurile au fost pregătite din timp. Plus la liceele tehnologice păi, mai avem perioada de practică. Pe unii nici n-au apucat să mai facă săptămâna verde, pentru că a venit greva și nu am mai făcut nici săptămâna verde, nici săptămâna altfel. Tot felul de situații. Și atunci rămân așa pierdute. Acum eu sper că am fost înțeles și nu vom avea încă un conflict de data asta școală, părinte, și toți copiii vor avea dreptul să mai primească o notă. Da. Vreau să vedem cum va fi calendarul la evaluarea națională la bacalaureat, să ne spuneți în partea a doua a emisiunii și cu înscrierile la școala, la clasa pregătitoare, care este situația în momentul de față și, bineînțeles, sunt și probleme cu elevii din Ucraina, da, care derulează aici cursurile. Dar ne oprim pentru o scurtă pauză. Reamintesc că vom intra în direct prin telefon și cu doamna Ioana Petreuș, președintele Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș. Pauză.